Bună ziua, stimațele respectatori, și bine ne revenim la o nouă emisiune Conviețuiri, unde altundeva decât la postul nostru local, TV Giurgiu. Iată, stimațele spectatori, că într-un fel sau altul pot spune eu că a venit vara și la noi, în municipiul Giurgiu, chiar dacă până acum am fost terorizați de aceste vremuri ploioase, eu sper din tot sufletul și la propriu și la figurat să vină și soarele pe strada noastră și ca de fiecare dată la această emisiune Conviețuire am început să cunoaștem tot ce înseamnă comunitatea de romi, cu tot ceea ce se întâmplă și bune și rele în această comunitate și cum am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta. Tot timpul vom încerca să spunem purul adevăr și nu vom încerca să aruncăm acel preș sub gunoi. Stăm tot timpul cu teama să vedem dacă cineva îl găsește și să ne certe, să ne arate cu degetul, iar lucrul acesta, într-un fel sau altul, se numește schimbare de mentalitate. O mentalitate pe care noi, stimațele spectatori, de-a lungul timpului încercăm să o implementăm în rândul comunității de romi și eu tind să cred că, ca să nu mai mă certe fratele meu ăsta mai mare, Virai, un procentaj destul de mare, tind să cred că am reușit. Deci, încă o dată vă spun... Cum spune? Deci, încă o dată vă spun bună ziua și bine ne revedem la această emisiune Conviețuiri. Sunt unica și singura emisiune, cel puțin în municipiul Giurgiu, destinată acestei comunități de romi. Dați-mi voi, stimațele spectatori, să încep și eu prezentările și voi începe de această dată, invers de cum am obiceiul să fac aceste prezentări, și voi începe prezentările cu bunul meu prieten, fratele meu mai mare, cum îmi place mie să spun, și cel care într-un fel sau altul a devenit un pic așa de stigmatizat de unii oameni. De ce? Fiindcă întotdeauna omul valoros se știe și acum dacă aveam vocea lui Salam sau al cuiva, îi făceam și eu două vorbe aici, dar ia uite, tot el mi-a spus cândva și mulți oameni că omul fără dușmani este exact ca banca fără bani. Deci, bineînțeles, nu putea să fie vorba decât de bunul meu frate Virai, pană Virel, cum îl cunoaște și voi. Bună ziua și bine ai venit alături de noi, Virai. Bună ziua și bine v-am găsit. Este că te-am terminat cu introducerea mea. Bună ziua, telespectatorilor noștri, și sper că le-a fost dor de noi. Avem și noi multe să le spunem. Am avut o perioadă foarte grea, pentru că am muncit și noi să depunem liste, le-am depus. Sper ca dumneavoastră să hotărâți ce și cum. Noi am uitat să spunem ceva și noi. Ce anume? Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ce vrei, emoțiile și dorul de telespectatorii noștri? Nu, dar... Tu știi că-ți pleca de azi dimineață, acum am venit direct la emisiune și... Bine, nu te dă rănit, că telespectatorii nu știi, iar zice să dă rănit. Nu mă dă rănit, dar chiar, la urmă nu. Și eu sunt tot. Știu, frate meu, așa e, ai dreptate și noi facem tot ce se poate, stimați telespectatori, pentru comunitatea noastră de romi și... Drumurile până la urmă sunt caracteristice pentru noi. Chiar și Virai, dacă îl vedeți dumneavoastră, adică făcând comparații între mine și el, că eu acum... Mai am un alt sistem care mă ajută, dar să sperăm că prin voia bunului Dumnezeu, în scurt timp, voi scăpa și eu de sistemul ăla. Doamne ajută și mulțumesc, Virai. Voi scăpa de el, să știți că până la urmă cel care chiar este călător, și ia uite-te cum îmi vine în cap, călător pe drum de viață, este chiar fratele meu care până la urmă, el este cel care mă dublează și... până la urmă face... Suntem în echipă, da? Da, aici ai dreptate și face până la urmă ca prezența mea să nu fie simțită în totalitate, chiar dacă eu acasă rămân și eu și facem unele treburi ca să simtă până la urmă comunitatea de rom că suntem alături de ei, cum am fost și vom fi întotdeauna. Și iată, stimați telespectatori, că invitații din nou în platoul studioului nostru local TV Giurgiu este familia Bocan, Niculina și cu bunul nostru prieten Florin, care... Iată, noi am crezut spre dezamăgirea noastră că problemele lor se vor rezolva, însă în momentul când până la urmă nu faci altceva decât să ne caracterizezi tu cel care, datorită tot puterii bunului Dumnezeu, ai acel pix în mână, să ne caracterizezi țigan și să nu ții până la urmă cont de drepturile noastre, să ții cont de lucru cel mai important în această viață pe pământ, că înainte de toate suntem oameni, indiferent că suntem țigani, români, jidani, unguri, orice vreți dumneavoastră. De alte naționalități. Alte naționalități, cum spune fratele meu, înainte de toate, stimați telespectatori, suntem oameni. Și niciodată și cu toată
toată bucuria mea o spun din inimă. Întotdeauna când un rom de-al nostru va încerca să calce codul legii și va încerca până la urmă să sfideze legea, noi, cel puțin cei care încercăm să facem ceva pentru această comunitate de romi, nu le vom atribui acea prezumție de nevinovăție, fiindcă nu suntem noi în măsură să atribuim această prezumție și doar organele de drept, organele care până la urmă în această țară încearcă să ne ghideze după așa zisele legi ale acestei țări, după o constituție care până la urmă tindem să credem că noi romii întotdeauna vom fi călcați în picioare, întotdeauna această constituție pentru noi romii nu va fi luată în considerare. De ce? Doar pentru simplu motiv că suntem de etnie rom. Bună ziua și bine ați venit din nou alături de noi, doamna Bocan, și bine ai venit alături de noi, Florine, chiar dacă pe tine te văd un pic mai obosit, da. Dacă o incidență face ca și soția ta să vină tot de la București, da. Unde vom povesti în câteva minute ce s-a întâmplat și până la urmă motivul acestor drumuri, pot spune eu, zadarnice și fără să aibă până la urmă un temei legal din partea autorităților de la noi din Giurgiu. Este vorba de primăria municipiului Giurgiu și încă o dată eu mă fac într-un fel sau altul nevoi să spun în fața bunilor noștri telespectatori că îmi face deosebită plăcere să mă mândresc cu voi de etnie romă, fiindcă nu că ați fi printre puținii, sunteți romii care chiar vor să-și desfășoare o activitate legală, stimați telespectatori, spre dezamăgirea unora, dumnealor chiar vor să-și desfășoare activitatea legală, însă nu înțelegem de ce unele persoane din cadrul primăriei municipiului Giurgiu, că nu suntem în New York, că atunci ne-ar fi întrebat, așa e procedura la ei, dar așa este procedura la noi la Giurgiu. Unele persoane de la primăria municipiului Giurgiu doresc în mod deosebit ca dumnealor să nu-și mai desfășoare activitatea. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră, cei care nu doriți să le prelungiți acest aviz, atenție, dacă este legal, dar tind să cred că după toate eforturile dumnealor sunt în legalitate cu orice, cu toate că chiar și eu am în fața mea probe trainice, domne, găsiți-le dumneavoastră o variantă. Găsiți-le loc de muncă. Încercați să suplimentați și faptul că dumnealor trebuie să ducă o pâine acasă la un număr de vreo 4-5 copilași, o nimica toată pentru dumneavoastră, da. Că la noi este cunoscut că în comunitatea de romi noi avem mulți copii. Păi da, dar noi avem mulți copii într-un fel sau altul, nu vreau să critic sau să supere cineva pe mine, fiindcă nouă ne e drag să avem copii. Asta nu înseamnă că suntem ca la chinezi și nu avem voie decât unul. Dacă ceilalți au apărut totuși în familia noastră, Dumnezeu cu mila. Știți ce îmi place mie acum momentul ăsta? Și fratele meu vireu să se mai ducă la câteva drumuri de-astea. Când el e obosime, e liniștime. Nu zice nimic, stă să uită exact ca la West TV. O să trăiești, frățiorul meu. Deci, stimată doamnă, ce drum ați făcut azi la București și pentru care vă rog? În primul rând vreau să spun că Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Turbenilor. Și ce era să fac la București? Am încercat și o strămutare de dosar, pentru că este ultima mea șansă pe apel și știind că nu am câștigat nimic, am pierdut totul și ordonanța și suspendarea tot mi se refuză, mi se respinge, nu știu de ce, pentru că mi-am îndeplinit toate condițiile, mi-am plătit cauțiunea, acte puse la dosar, nimic nu se ia în considerație. Acum sperăm că instanța de la București o să mute apelul ăsta ca să ne dea o șansă să arătăm și noi că suntem români, domne, până la urmă. Suntem în țara noastră. Și eu, în continuare, acest aviz de nealimentare care mi s-a dat, eu îl respect. Și să vă spun și de ce. Pentru că dacă aș vinde acum alimentare, ar spune ADPP-ul că nu respect avizul. Și atunci am cotru să o iau. Păi așa nu e bine, păi așa nu e bine. Eu cum să o iau? Trebuie să respect avizul. Pentru că avizul acesta este bun. Este în funcțiune. Acum, la timpul respectiv. Eu nu îl recunosc ca și anulat. Nu am văzut acea anulare niciodată, acel înscris. De aceea o să-l trimesc și pe ăla la parchet, că mi-au trimis ei un înscris că mi-au anulat avizul. O să-l trimit la parchet. Ce o stabili domnii procurori acolo, prin expertiza grafologică și mai ales că dintre atâtea procese din 2013 nu mi le-a trimis niciodată. De ce mi le-a trimis acum în 2016? Nu înțeleg. Se puteau
legat de el pe procesele trecute și atunci renunțam din prima. Mă, mi l-a anulat, de ce să mai mă judec? Așa că actele mele sunt, cred că, cele mai convingătoare, dar degeaba, nu mi se iau în considerație. Hotărârile sunt din ce în ce mai ciudate, nu le înțeleg, sunt, ca să spun așa, propoziții fără de înțeles. De ce oare? Într-adevăr, nu plătesc locul. Dar ce, nu vreau să-l plătesc? Am arătat, sunt la parchet o serie de acte prin care se arată că vreau să-mi plătesc locul prin orice modalitate posibilă. Dar nu se poate, nu se poate, nu vor să-mi plătească locul. Ori ei acum se folosesc de chestia că nu plătesc locul ca să spună că stau pe abuz. Păi de când legea este un abuz, eu m-am folosit de lege, da? Am scos certificate de grefă ca să pot să stau în piață. Vă dați seama? Într-un stat european în care fiecare cetățean are drepturi, eu trebuie să scot certificate de grefe, pe când alții vând foarte bine nestingheriți, li se duc avizele, plătesc locurile. Ei, pe mine m-au declarat vinovată, m-au etichetat, m-au judecat din piață. Mă judecă în piață, mă judecă și la judecătorie. Ori acum, spune și dumneavoastră, de ce să fiu judecată în două feluri? Ia zi tu, Virei. De ce? Nu știu, eu cunosc cazul mai de mult, chiar sunt răbășit de soarta acestor oameni, după ce că ei nu-și mai câștigă nici pâine acolo, au cheltuit și o groază de bani. Asta e o problemă cu bani. Sincer să fiu, îmi pare rău, eu nu sunt jurist să-mi pot da seama de legitimitatea actelor pe care le dețin, dar din umilele mele cunoștințe, trebuie clar că nu știu dacă se-i spun abuz, dar îi caut să-l cosmetizez cât de cât cuvântul ăsta, dar nu-l găsesc mai frumos. M-au judecat și cu asta basta. În primul rând, o anomalie, pentru simplu fapt că oamenii ăștia nu vor altceva decât să-și câștige pâinea cinstit, au 5 copii de întreținut, dacă nu mă înșel, chiar toți 5 merg la școală. Oh, avem unul și pe la Academia, cum am scris. Bravo, școală în continuare, da. Doamne ajută, felicitări, dar e greu, e foarte greu ziua de azi să trăiești fără un venit. Marius, și nici nu mai vreau. Venit. Mai mult de atât, e cheltuie și o groază de bani în această perioadă. Da. Te avocați. Drumuri și nici nu spun că dacă n-ar fi ai noștri să mai ne trimeată să îmbrăcăm copiii și astea, nici n-aș putea să fac față, n-aș putea. Ne nu pot dumneavoastră, dar dacă exact cum vorbeam mai devreme, înainte să înceapă emisiunea, vedeți că, nu știu, facem o legătură așa de orgoliu pe care noi dăm dovadă de el. Mă rog, acum e și orgoliul vostru, bă, chiar nu mai pot da înapoi pentru că... Dar și unde să mă duc? Corect. Într-o parcare? Nu, numai de asta, că ar fi lucrul ăsta. Până la urmă, tu îți cauți drepturile, e foarte adevărat. Dar vezi tu, vine și orgoliu, bă, dar chiar mă bateți cu legea în mână, mă bateți și mi se pare normal. Până la urmă. Dar nu pot să cel mai plec. Bine e, doamnă, să mergeți până la capăt. Da, bine. Poate totuși, dacă într-adevăr și... Eu așa văd și eu, nu știu, v-am spus, nu sunt jurist ca să-mi pot da seama de exact de orice cuvânt ați văzut. Ei înțeleg legea, mai citești printre paragrafe, printre, mă rog. Eu vreau să vă spun că e bine să mergeți până la sfârșit. Nu am ce să fac, am intrat și nu mai pot să ies. E vorba că nu poți să pleci dintr-o piață în care ai autorizație pentru piețe, să pleci într-o parcare, într-un loc privat. Nici nu mi-ar trebui acordul dumnealor. Mă duc acolo, stau că e domnul... Proprietarul. Așa, cu proprietarul și-am terminat toată chestia. Nu-mi trebuie acordul. Că chiar aș fi vrut până la urmă, care mă gonește acolo, ia vino și dăm locul acolo. Hai să vedem unde mi-l dai. Dacă tot spui să mă duc pe strada. 2 metri pătrați aveți dumneavoastră. 2 metri. Păi așa scrie în regulament. Ce, Doamne, iartă-mă atâta. Virai, scrie în regulament clar, maxim 2 metri. Nu poți să treci peste limită. Cu toate că alții stau un metri întregi și nu le spune nimeni nimic. Pentru ce atâta? Asta e, piața se învârte în jurul magazinelor. Chiar și bulgari, ce ar însemna Mega Image să-i dea la o parte? Chiar și alții, chiar și tonete și cea mai pe acolo. Asta nu fie. Toată lumea care vine acolo vine să-și câștige o pâine. Nimeni nu vine de drag, nu pleacă de acasă să...
Dacă piața ar fi sectorizată... În contra, chiar ar trebui și să găsite modalități prin care oamenii... Asta este, ai pus punctul unde trebuia. Nu este vina mea că piața nu este sectorizată cum trebuie. Da, este vina mea. La locul exact, lor, exact. Că... Și pentru mine, ca și cumpărător, mi este mai ușor exact. Să știu. Dacă da, caut da. Un anume produs, bă, mă duc acolo, cum știu, mă duc la legume și fructe, știu unde să mă duc. Da. Era un lucru extraordinar și nu se mai ajungea nici la situația. Tocmai de-aia mi-au dat și avizul că de-aia mă omor și eu. Dom'le, dacă m-ai pus într-un loc unde sunt nealimentat, dacă mi-ai oferit un loc, o șansă să trăiesc și eu, păi dumneata vii și mă gonești și pui fel și fel de poliții și până când te-am trecut eu o să scriu un roman. Marius, crede-mă că mă apuc de scris. Că nu se mai poate. Păi cred că ar trebui să vă apucați de scris, fiindcă în această hotărâre pe care vă dă instanța, spune în felul următor. În ceea ce privește însă condiția aparenței de drept în favoarea reclamantei, instanța fostă de dispoziție de articolului 1045 CPRV, Cod de Procedură Civilă, care prevăd că executarea hotărârii de evacuare nu va putea fi suspendată decât în cazul evacuării pentru neplata chiriei sau a renzii. Instanța apreciază că în această condiție nu este îndeplinită. Deci, până la urmă, ai însă și instanța de drept, dumneavoastră vă invocă până la urmă, conform codului de procedură civilă, așa, dreptul de a vă desfășura activitatea în acel loc pe care îl aveți de la primărie, cu condiția ca dumneavoastră să nu aveți neplata chiriei sau a renzii. În cazul dumneavoastră nu l-aveți în arendă, l-aveți în chirie, da. Corect? Iar dumneavoastră, în mod sistematic, fi se refuză chiria ca să poată face legătură cu acest argument al instanței. Păi ce ți-am spus că am fost judecată? Deci pe mine m-au judecat de la început, din 2015, de când nu mai mi-au luat bani. Deci am spus... Un cetățean român are drepturi. Nu mă puteți judeca. Îmi puneți parafa vinovat înainte de a fi judecat. Aștepta să se termine procesele, pentru că mai am alte procese pe rol și apoi vedem dacă vom pierde, vom pleca de bunăvoie. De ce trebuie să îmi trimite somații și fel de fel de chestii să plec? Executări silite, dar până la urmă de ce numai mie? De ce trebuie să mă executați silit? Asta nu înțeleg. Ce am făcut? Vreo crimă? Că așa am spus și astăzi la București. Doamna președinte, eu mă reprezint singură pentru că n-am făcut nicio crimă, ca să fie clar. Eu știu cel mai bine ce e în dosarul meu și pot să vorbesc și singură. Dacă vreți să mă înțelegeți bine, dacă nu, nu. Și a spus foarte bine, spune ce ai pe suflet și cu asta basta. Păi n-ai încotro până la urmă, că uite, eu nu înțeleg nimic din hotărârea asta. Practic, dumnea ei pe ordonanță, pe suspendare, trebuia să-mi o dea 8 zile, domne, aveam la dispoziție. Ai somația care scrie că în 8 zile. Asta era gravitatea, că de asta am vrut un pic să fac grabnic mai repede ceva, pentru că apelul era pe 29, iar pe 5 mai suspendarea. Până atunci erau atâtea zile. Ca să nu aveți dreptul la contestație. Dar exact. Nu. Deja dumneavoastră ați ajuns departe. Nici nu trebuia să ajungă doamnă la așa ceva. Păi nu trebuia, da. Nu trebuia să vină un judecător să-și pună parava acolo, să-și dea... Să-i zică mersi avocatului meu, care i-a ajutat. Nu, trebuia să existe că o înțelegere de dumneavoastră și părțile în cauză. Da. Și... Adică primăria. Da, bineînțeles. Dacă îmi dădeau un loc astfel încât să fie amiabilă, decent. Așa mi se pare mie normal. Nu, de ce trebuia să ajungeți la judecătorie? Chiar nu îmi dau seama. Pentru că puneau poliția până pe la urmă nu era un lucru atât de grav să... Chestia este că toate au început înainte de a se vinde magazinul. Eu mă judec din 2013. Magazinul nu era vândut. Domn priceputul mi-a dat din partea dumnealui să stau. Păi și ce ne-a spus atunci? A, domn priceputul să-și ia magazinul, afară e domeniul nostru. Și am o grămadă de acte, că e domeniul public. Păi și atunci, domnilor, de ce mă trimiteți la magazin să iau eu de la doamna că trebuie să stau pe domeniul public? Păi dumneavoastră sunteți răspunzători și doamna stă ca și mine. Și ea trebuie să stea pe 2 metri maxim, limita admisă, și eu la fel. Să fie clar. Este piață, se învârte în jurul magazinelor, noastră mi-ați dat locul, și mi s-a promis în mod direct că alt loc pe piață nu mi se va da. Din cauza asta și trag de avizul ăsta. Dar eu te întreb, Florin, sincer,
Hai să facem un pic abstracție de acest loc, că până la urmă spui că e locul cu miere, cornul abudenței. Exact. Nu mai știu cum se spune la locul ăsta. Dar îmi pare rău că chiar, uite, n-am realizat că aș fi rugat colegii mei să vină cu o zi, două, să-ți luăm un cadru da, de acolo, să bine. Se vadă acest loc, stimatele spectatori. Nu este un loc extraordinar, cum spun în termenii dumnealor, un vad comercial extraordinar de bun. Este un loc public, până la urmă, în piața centrală, unde nu este atât de special cum ar crede unii sau nu înțelegem. Că doamna și-a pus toate în fața mea. Nu mă mai văd. Și-a pus asta cu... Eu sunt acolo. Dar are zi de... Mușamale care și le-a pus în fața mea când și m-a blocat. Toate discuțiile. Dumneavoastră, ce considerați? Că din cauza doamnei de la magazin... Da. Da. Că mi-a făcut cu 2 metri. Eu oricum n-aveam cum să plec, că m-a găsit acolo, eram aici. Păi domnule, spune că am prejudiciat-o. Domnule, nu v-am furat nimic, nu v-am lipsit de nimic. Dumneavoastră singură vă obturați geamurile. Vă puneți, păi pe unde să intre omul ăla să cumpere dacă puneți atâtea afară? Eu n-am ce să-i fac. Asta este. Și eu am fost acolo, m-a văzut acolo. Știți ce vreau să spun și eu? Stai o secundă, Florin, te rog. Știți care este locul dumnealor? Păi dumneavoastră. Cel cu umbrela acolo este. Atât. Iată cum au ieșit cei din fața magazinului. Da-ți, nu-i interesează ce firmă este, ce job desfășoară dumnealor. Dar uitați-vă unde sunt dumnealor de intrați. Pe domeniul public, unde practic restricționează trecerea pietonilor, accesul este limitat. Iar dumneavoastră, uitați când sunt în spate și exact unde vedeți acea umbrelă și li se spune, se invocă mai bine zis motivul că nu permit accesul oamenilor din piață. Mulțumesc. Și dă un om esteticului pieții. Știți, chestia asta, noi o să încercăm să trimitem pe marmura. Luați-vă ligheane și voi. Da, sau poate, dacă ați cumpăra ligheane de la dumnealor, poate și dumnealor ar fi de acord. Hai să nu mai facem gluma așa, dar să înțelegem durerea dumneavoastră și necazurile prin care treceți, pentru că nu sunt așa de ușoare și nici nu e o perioadă mică de timp de când tot vă bateți pentru Austria de zile. Doamne ferească Dumnezeu. Sincer, da. Și 13 procese. Nu, păi nu le mai țin minte, păi sunt mai mult. Nu, e strigător la cer, pentru că asta era un lucru între dumneavoastră și ceilalți oameni care se ocupă de aceste lucruri și se rezolva într-un fel tacit. Și noi am vrut la fel. Dar în momentul când vezi că pierd un proces, că este piața agroalimentară, dumneata îmi dai un loc între pepeni, păi mă ținea o săptămână și mă dă de afară. A, nu, că aici e loc de sector. Eu știu foarte bine sectorizarea pieții. Nu-mi poți da un loc între legume, pentru că nu pot să stau acolo, n-am voie. Da, nu, dacă dumneavoastră vindeți alte produse... Exact. Deci, doamnă, și eu vând nealimentare, exact ca și ea. Deci, ăla e sector de nealimentare. Dar nici nu pot să plec nici într-o parte. Dar cât ați lucrat dumneavoastră în sectorul? Păi... De acel loc, de fapt. Din 2012... Chiar când a luat primar domnul Barat. Ați lucrat din 2012 și judecata de când ați început? Din 2013 august. Adică un an a lucrat. Iulie. Din iulie. Da, un an, da. Am făcut greva pe 1 iulie până pe 6. Nu vorbeam așa, că ați lucrat dumneavoastră. Un an ați lucrat și după aceea... Da. Dar, Florin, revin cu întrebarea pe care am vrut să o adresez un pic mai devreme. Dom'le, ai încercat să soliciți un alt loc în piața centrală? Să faci abstracție de acest loc, cum am spus eu, cornul abundenței, să soliciți, de exemplu, unde sunt și bulgarii, unde sunt toți poziționați în piața centrală. Ia să spun ultima noutate. Te rog. A venit domnul avocat Ionașcu Daniel la un proces de-al nostru aici și a zis că să mergem să vorbim cu domnul primar pentru ca să cădem la o... La un voial, la o înțelegere. La o înțelegere. Știi cum ne-a luat domnul primar? N-aveți voi acolo, e Caterina Varga. Scurt, atât. Fără niciun nimic. Acolo e locul vostru, e Caterina Varga. Bun, știți ce e pe Caterina Varga? Uitați ce e pe Caterina Varga, unde vrea să mă trimite. Știe, domnule. Da, să știe. Uitați. E parcare. Da, stai pe asta, să o pun așa, că aici trebuie să stau eu. Evaluații. Înseamnă că vă luați de ce parcare? Ca stil mașină, ca să nu vă gonească prea alt motiv. Și ce vreau să-ți mai spun, în legătură cu magazinul care vindem în fața magazinului, eu nu l-aș numi magazin. Eu l-aș numi mai degrabă un depozit de marfă.
Deci în momentul când toată marfa asta care o are ea afară, că ați văzut fotografia, o bagă în magazin, deja nu mai e loc nici să intri, nu știu cum să spun. Deci e depozit, nu e magazin. Dacă ar da o lege cum a făcut domnul fostul primar Iliescu, să intre toate magazinele înăuntru, eu nu știu cum doamna Crăciun ar mai vinde. Da, e, o să vedem, da, că suntem în săptămâna luminată și poate o da Dumnezeu să lumineze și... Da, da, uite, vreau să-ți mai spun ceva. Da. Domnul Iliescu, domne, ce să spunem, are piață frumoasă. Îl felicit pe domnul Pavel, e cel mai bun administrator de piață din cât există. Și la dumnealui e nealimentare. Da. Deci e nealimentare, piața agroalimentară e nealimentare. Da, exact. Poți să știi doar că ai fost în piață. Da, care este problema? Și aici sunt și eu de acord cu acești oameni care, până la urmă, înțeleg Giurgiu Venin, da. Înțeleg, corect, că trebuie să-i dai posibilitatea omului, ca într-un colțișor acolo, da, bă, încearcă să-ți scoți pâinica ta dacă reușești bine, dacă nu, nu, însă mie, indiferent de situația ta, mie trebuie să-mi plătești. Da, bineînțeles, cum am plătit și un lucru concret și când se poate de legal, consider eu, și se respectă în același timp dreptul fundamental al omului. Da, cât am plâns, Marius, pentru că toată lumea plătea și eu nu, îmi venea să intru în pământ, le dădea avize și eu, domne, dar ce rău v-am făcut? Dar spuneți-mi, domne, ce rău v-am făcut? Până la urmă suntem cetățeni, trebuie să ne câștigăm pâinea. Dacă dumneavoastră, ca director al pieței, îmi promiteți că alt loc nu îmi veți mai da în piață, eu ce trebuie să fac? Să plec din locul în care am un aviz? Nici atât. Atunci mă leg de aviz că n-am încotro. Deci nu-mi dați nicio posibilitate. Și așa că n-am ce să fac. Trebuie să îmi dea cineva dreptate. E imposibil. Cineva dintre magistrați trebuie să vadă că am și eu un pic de dreptate. Până la urmă trebuie, că n-am încotro. Ok, nu e nimic. Avem destule motive să-i dăm în judecată și cu asta, basta. Uite, mergem pe calea judecăților până nu mai putem. Care-i problema? Nu mi-a plătit locul, pot să-i dau în judecată. Și sunt multe motive și scot certificate de grefă și stau pe piață. E corect. Până la urmă este reconstituțional. Nu călcați legea și urmați doar procedurile care până la urmă sunt legale pentru toată lumea și este normal să faceți uz de el. Virai, cum ți se pare ție până la urmă că iată, lucrurile acestea într-un fel sau altul, adică nu pot să spun că nu se întâmplă și la majoritari, însă frecvent și cu o accentuare deosebită pe cazurile noastre de rom și iată, încă un lucru care n-a apărut în media, pot spune eu, însă acum încerc să defalgăm discuția și să revenim tot la o chestie de asta legată de comunitatea noastră de rom și de referitor la incidentul, și știu că și tu ai vizionat, fiindcă a fost foarte mediatizat, cel cu acei doi romi, dar dacă stau să mă gândesc eu bine, nu era decât unul de etnie romă, în acel tramvai 41, când au fost bruscați, molestați și nimeni n-a luat nicio măsură, ba din contră. Toată direcția a fost direcționată peste etnie. Cu părere de rău spun asta. Te rog. Eu chiar îmi pare rău că, dar trebuie să spun, toată lumea spune că nu există rasism, că nu există. Da, cu părere de rău, din contră, cu cât trece timpul, parcă se înrăutățește mai rău. Am avut noi niște romi au desfășurat o activitate în București. Au venit și au scris, au ajuns să scrie moarte țiganilor. Deci un lucru, din punctul meu de vedere, extrem de grav. Eu acum nu vreau să fac referire că toți oamenii sunt la fel. E adevărat, sunt o parte de acești extremiști care și ei la rândul lor sunt puși de cineva, din punctul meu de vedere, eu așa consider, nu știu cui o face acest joc, dar acest joc nu face bine. Mai degrabă am văzut și acum aceste mijloace, media, televiziunea. Eu nu vreau să vin să fac o referire la cei doi tineri, tânărul acela și poate că, eu știu, a deranjat pe cineva. A deranjat. Că asculta manele. Dacă cineva, cei care ne ascultă acum, îmi spun mie
că există om care să ne asculte. Cineva, începând de la Mr. President, bravo, până la ultimul care ne ascultă manele, dacă există cineva, acela sunt eu. Rar, foarte rar ascult. Pe bune, eu chiar n-ascult manele. Și sunt rom sadea. Dar absolut toți ceilalți ascultă. Nu știu de ce, mai rău, azi am ascultat o melodie, praf, mă, da, praf, muzică, bă, rap, rock, nene, ceva. Eu acum ce să fac, să vin să spun de ăia de la rock că sunt, nu știu cum, că dau din cap, că dă cu foc pe ei, nu pot să spun. Eu mai mult de atât, eu sunt un meloman, mie îmi place absolut tot felul, orice muzică îmi place. Dar o ascult în condițiile în care mă aflu în perioada respectivă. Și vreau să spun de acel incident în tramvai, al doilea de fapt, că era un singur rom și erau 10 majoritari. Și a spus un grup de rom. Așa. Nu știu de ce, nu îmi pare rău pe cuvântul meu. Cineva, eu spun că dacă mergi pe stradă și întrebi, nu spune lumea, nu te ia nimeni, nu te-a bătut nimeni nicăieri, nu ți-a făcut nimeni. Dar totuși există această răutate, aceste răutăți care eu nu le găsesc rostul, nu le... Bă, oameni buni, până la urmă, și noi suntem români. Chiar nu știu de unde venim noi, mă. Că dacă eu pe stră, cu toate că nu-i cunosc... Ție era român. Toți s-au trăit aici. De ce oare trăiți doar pentru că avem pielea un pic mai șucară? Într-adevăr, se poartă culorile astea mai închise. De ce să nu recunoaștem lucrul ăsta? Eu nu știu, poate din invidie să fie? Oare de ce? Până la urmă, tind să cred, Virai, că nu, să spun eu, invidie și... Nu, glumeam, era... Da, era un termen așa ca să, da, să încercăm un pic ca glumeam, să, da, să schimbăm până la urmă adevăratul sens al acestei probleme, însă tind să cred că într-un fel sau altul, stimați telespectatori, și tind să cred că într-un fel sau altul este părerea mea și poate o împărțesc și cu bunii mei cetățeni de etnie romă, dar aceste lucruri încep să ne pună un semn de întrebare, un semn de întrebare destul de grav. Te recunoști că ți-am spus treaba asta și ție și cu mai mult timp mult, în de mult? Da. De mult v-am spus? Fiindcă aceste acțiuni xenofobe, stimați telespectatori, nu face bine nici nouă, dar nimănui. Nimănui. Fiindcă aceste acțiuni xenofobe, știți că întotdeauna au repercursiuni și sunt repercursiuni nedorite. Fiindcă faptul că acei tineri, din câte am văzut și eu în media, au fost bruscați și nu s-au luat chiar nicio măsură. Au fost bătuți. Eu încerc să folosesc un termen, păi, legal. Ce, termenul mai... clar a fost, da, bătut, dar mai mult de atât, vinovații nu erau cei care au agresat, vinovații erau aia că au ascultat manele. Bă, de acord. Da, exact. Dar ia de mă tu, arată-i dumneata cel care... Vezi, Doamne, ai fost deranjat așa de tare că ăla asculta manele tare, arată-i tu, demonstrează-i tu cum ce fel trebuie să procedeze. Tu ce ai arătat? Că trebuie să-l bați? Violența. Bravo, da, violența se răspunde cu bravo, violența. Foarte frumos. Vreau să spun, Marius, o întâmplare azi dimineață cu băiatul meu, am plecat, că el are liceu în București și zice, mami, îmi închid telefonul. Că am o maneată asta pe telefon și ăștia poate zice că ascultă manele și mă bate în tramvai. Deci, Marius, pe cuvântul meu, dacă n-ar, mi-a fost frică și m-am uitat după el până când a trecut strada și a închis băiatul telefonul. Ce țară trăim? Ce, Doamne, iartă, mă ajunge să în, zi, mami, mai bine face așa. Pe stradă? Exact. Mai bine face așa, că cine știe ce să trezește frunul că a scus manele și îți dă frunul în cap. Nu știu, eu tind să cred și altfel, nu știu, aia să fi fost și vreo făcătură, că eu merg până uite într-acolo. Uite că a băgat frica în copil. Eu am banda aici mai lungă decât alții, eu n-am banda scurtă să alesc așa orice. Da. S-ar putea să fie și ceva făcătură, să dea nu știu pentru cine și ce fel cui să dea bine. Da, da. Mie de ce să mint? Nu mi s-a întâmplat niciodată să vină cineva să mă bruscheze de așa manieră. Da, și cântă toate oamenii aia din acordeon, din toate alea manele. Noi... Dar nu e treaba, mă, fiecare ascultă. Da. Băi, om, bă, oameni buni, ce lăsați-mă cu manelele astea. Manel e un fel de un stil muzică, de muzică. Dar aia ce cântă care vorbesc? Rap, exact. Noșii, da. Rapă, nu, apă, nu. Dar aia nici măcar nu e muzică și o scoatem la rang de nu știu ce.
Păi și vorbim de muzică, care le scoate din gură. Și vorbesc numai tot felul de cuvinte triviale și mai știu eu ce. Adică ăia sunt buni, ăia nu sunt buni. Ce? Asta e meseria lor. Trebuie să țină cont de un singur aspect, că oamenii au un talent ca să facă lucrul ăla. Da. Și ca să ai, oamenii ăștia s-au născut. Noi avem un dar de la Dumnezeu. De ce vrei tu să mi-l iei? Și Sanchi, când vine să lansă strânge 100.000 în stadion. Exact, 100.000 strânge. Ia să ducă, nu dau nume, că mie-mi e rușine, nu știu cine, vine trăinși. De fapt, știi foarte bine. Ai văzut câți vin? Ai văzut câți vin? Vezi, iată, ce ar trebui ca și noi, de exemplu... Și dacă mă duc între ea 100.000, nu găsesc 20.000 de țigani. Nu, că este purul adevăr. Nici n-ai loc să intri de ei. Toți tinerii, asta ascultă, asta e. Este corect și, ia uite, nu numai că doar tinerii. Blamăm și... Și la unele petreceri am mers și sincer... La toate petrecerile. Nu, am mers la unele petreceri care chiar credeam și sincer, stimați telespectatori, nu că mă simțeam că nu mi-era locul acolo. Zic, băi, nu pot eu să fac față la unele melodii, să le trăiesc chiar așa cum spune Virai, că simțeam că mă lovea așa, știi? Dar la un moment dat, pe cuvântul meu, stimați telespectatori, cineva de, ia uite, și nu era de etnie romă, s-a dus și DJ-ul i-a spus exact cum ai spus și tu, pune salam. Păi nu. Uite, ai cuvântul meu de onoare, am și CD-ul de la niște prieteni de familie. Au avut nunta, și ei foarte distractivi, niște copii, majoritari amândoi. Au pus pe nașii care i-a pus, nașa mai așa, cu toate că avea 20 de ani, 20 ceva de ani, până în 30, n-avea 30 de ani, vrea muzică mai elevată, a spus. Și a cântat muzică elevată, a venit o formație de muzică ușoară. Pe cuvântul meu de onoare, dacă se ridica cineva de la mese. Având un DJ în spate, norocul ăla, și a început ăla cu muzică orientală, a luat-o mai pe departe, așa, știi? Nu chiar direct. Bă, frate, era ringul, salonul foarte, undeva la Săftica, un salon foarte frumos, plin, mă, toată lumea dansa. Mă uitam și aia la generică, zic, bă, dar ți-ai pus până așa, uite, când iar o dătea pe lor, iar nu mai dansa nimeni. Dar asta e o problemă acum, că ascultă ăla manea. Bine, nici ăla nu trebuia să o asculte tare așa la masă. Da, nu facem lui partea. Da, și îi plăcea lui clar. Vilai, crezi că până la urmă titlul nostru, titlul acestei emisiuni... Eu sper să nu fie așa, poate că mi-e greu să... Să crezi că n-ar fi așa. Da. Adică romii chiar sunt o problemă. Nu, mă, stai puțin. Depinde cum pui problema. O pui tu că vrei să spui că noi vom fi sau că așa... Așa suntem catalogați, cel puțin eu așa consider în momentul de față. E, din punctul meu de vedere, eu nu vreau, dar... Dar ăsta este purul adevăr, până la urmă. Eu nu înțeleg, sincer, chiar nu înțeleg, iată, și incidentul care s-a întâmplat cu tramvaiul. Și cu asta a fost noștri, așa un... Da, și cu oamenii noștri din Giurgiu. Și multe cazuri care sunt și s-au întâmplat, nu înțeleg... De ce se fac lucrurile astea? Și stimați telespectatori, nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar sincer, n-am văzut până acum niciun majoritar ca cetățenii de unguri, iată, deja sunt un pic nervos. Premio. Cetățenii unguri să fie până la urmă atât de mult jigniți de către majoritarii noștri. Nu am văzut cazuri care să reiasă până la urmă, că cetățenii maghiari sau alte naționalități, ca să nu fiu rău. Că te duci pe... Ascultă-mă, spune-mi. Mă, băiatule. Păi îl jignești și tu pe ăla care crezi că e moale, mă. Ce nu înțelegi? Da. De unguri, le scădar. Da, aici da, da. Da, e și un pic de frică să fac eu traduction. Păi ăștia, lasă-i dracu, ăștia sunt niște jebuși. Exact, aici vreau să ajung. De ce ne spun într-una că creăm un precedent? Marius, am căutat să-mi explic chestia asta. Nu suport cuvântul ăsta, când îl aud îmi vine să mor. Ce înseamnă că creez un precedent? Ce înseamnă că mai vin și alții după mine? Nu, mie mi-ar place să fie un precedent ca al dumneavoastră, adică prin prisma faptului că mulți nu înțeleg acest cuvânt. Eu mi-aș dori să fie foarte și mulți eu. Romi. Da. Să vină cu un astfel de precedent, adică să-și plătească dările către stat. Da, exact. Să dorească să stea legal. Da. Apoi, noi când dorim să facem o activitate legală suntem arătați cu degetul. Da. Păi dacă vindeam țigări, ieri am pună.
Păi dacă, da, așa e. Nu mai făceam. Până la un moment dat, dacă tot așa cineva se supăra că nu e băgat în seamă. Ai, lasă că îi băgam noi foarte bine seamă. Nu, hai să vorbim. Astea sunt adevărurile până la urmă. Mie, sincer, ți-am zis, tu ai pus foarte bine problema acolo, dar ți-am zis și din partea cu expusarea. Noi, eu sper și îmi doresc din tot sufletul, hai că noi ne-am duce unde am plecat acolo. Fiecare ne întoarcem la bază. Dar ce facem? Dar măcar copiii noștri, pentru că dă seama, dar nu știu... Da. Marius, am căutat să-i țin cât mai departe de problemele astea. Ne vezi aici, avem alte fețe. Dar nu le trebuie... Acasă avem alte fețe. Acasă trebuie să ne prefacem cumva că suntem bucuroși, că asta... Că ei imediat se prind și ne întreabă, iar mami ai pierdut, iar ai făcut, iar ai dres. Și trebuie cumva să-i ținem deoparte. Noi niciodată n-am căutat să câștigăm. Asta e un lucru normal ca copiii să nu-i... Să nu-i băgăm în chestiile astea. Pentru că au viața lor. Exact. Niciodată n-am încercat să câștig ceva după urma lor, să mă folosesc de copiii mei, niciodată. Noi, ca și părinți, suntem oameni în toată firea. Dacă eu dimineața nu mă scol și n-am unde să plec, eu nepuneți Marius. Eu nu pot să stau. Asta sunt. Eu ăsta văd un precedent. Nu? Și chiar îmi doresc un astfel de precedent, mă înțelegeți? Asta dar este. În momentul când noi, chiar, iată, dăm naștere în astfel de precedent, tot nu e bine. Sincer. Cum? Eu nici nu mai știu, dar până la urmă să o luăm un pic ca pe o glumă, că iată cine ne scrie așa. Un prieten de-a nostru de la Istru un fel următor. Noi cei de la Istru suntem cu salam. E bătaie pe salam. Dacă vor, le dăm și noi salam. Știu, stimați telespectatori, unii mei prieteni de la Istru, că voi aveți mult salam. Păi și noi suntem cu salam. Nu, dar iau salam, fiindcă sunt la cantina socială. Da. Pe că această cale vreau și eu să-i mulțumesc bunei noastre prietene, tata Ionițescu, cu mama voastră, cum o numiți voi. Și este unul din mesaje. Iată încă un mesaj. Domnule Virai, îți mulțumim pentru implicarea dumneavoastră față de lăcoatarii din Giurgiu Nord. Ce facem cu strada asta de la postul de control? Vă rog să interveniți. Ok, o să fac tot ceea ce îmi stă mie. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Vedeți, dumneavoastră, stimați telespectatori, încercăm să facem lucrurile să fie bune. Să nu ni se mai spună tot timpul... Da, țiganii sunt puturoși, exact. Țiganii nu fac nimic, țiganii au copii vagabonți. V-am spus mereu. Așa, romii, da. Nu îmi pare rău, dar dacă mi se scrie în scris, mi se scrie așa... Unde îți scrie? Păi unde? Nici dacă scrie, n-ai, du-te și dă-l în judecată. Da. Pentru că eu am văzut și la televizor acum, mai nou, nu mi se pare normal dacă am spus că cuvântul țigan e un cuvânt jignitor și noi nu... Da, de ce spune? A făcut un țigan, a dres un țigan. Spune-mă rom, că nu te doare gură. Da, tu ai dreptate. Ai dreptate. Dar rom suntem oameni buni, ce nu înțelegeți? Făcându-ne toată ziua așa, îmi intră în reflexe și n-am... E corect. Ca e ca publicitatea, te gândești numai acolo. Nu mai, când îți zice țigan, spune-i, bă frate, eu nu sunt țigan, du-te și vorbește cu altcineva. Da, ai luat-o ca copii. Vă mulțumim, domnul Mariu și domnul Virai, fiindcă sunteți alături de comunitatea de rom și să știți că noi la cantina socială vorbim și cu cei din zona Abator și vă mulțumesc pentru faptul că 4 ani de zile ați fost și sunteți alături de noi în continuare. Foarte bine. Stimați telespectatori, și noi vă mulțumim până la urmă că dumneavoastră sunteți alături de noi. Bineînțeles. Fiindcă dacă dumneavoastră n-ați fi alături de noi, nu ne-ați respecta pentru ceea ce facem pentru dumneavoastră. Pentru faptul că încercăm să venim în sprijinul dumneavoastră și să nu mai fim catalogați țigani. Adică nu, asta n-ai cum să nu fi catalogat. Da. Asta știu, Virai, și de asta o și specific. Dar măcar să ieși exact cum spuneam eu. Nu. Bă, oameni buni, hai să cercăm noi, că noi, până la urmă, noi suntem cei care trebuie să demonstrăm. Noi, asta e, ne spălăm de 5 ori da, să uite, ne... uite, că noi suntem... Să fim mai... Dar n-am vrut mai să mă folosesc de chestia asta, Marius, n-am vrut... Nici ruptul capului nu vreau. Poate să-mi scrie și o foaie că sunt țigancă. Uite așa, într-una. Nu mă interesează. Pentru mine prea puțin lucrul ăsta mă interesează. Eu sunt țigancă și mă mândresc cu faptul ăsta, ești da? Care-i problema? Romă. Da, romă. Sunt romă, poftim. Mă mândresc, da? Am copii, sunt foarte bine crescut. Dar nu e asta. Sunt la școală. Nu am făcut niciun rău nimănui. Faptul că îmi caut dreptate. Oameni, trebuie să înțelegeți. Dumnezeu așa a făcut, așa a considerat el că... Toți nu suntem veniți aici că ne-a adus cineva. A venit eu dacă vă... Iar mă repet,
Dacă mi-alăgeam, eu acum eram regele Spaniei. Da. Că așa am vrut să fiu, băiatul regele Carlos. Bine, domn Carlos. N-am putut. N-a ieșit. Da. Ce nu putem să facem o petiție? N-a fost mama Spania. Păi nu, facem o petiție. Ia uite-te, stai un pic cu el. Stai că spun eu cum facem. Mâine, eu mă duc la primărie și fac o petiție în numele tău. Nu mai mă, că a luat deja, frate meu la mic, nu mai, gata. A, deci deja a fost cineva denumit acolo, gata, pentru ce nu ne spui așa, gata. Și Marius, mi-am adus aminte, scuză-mă că nicio problemă. Florin trebuie să plece din țară, deci până la urmă, ceea ce n-am vrut să se întâmple, s-a întâmplat, pentru că suntem înglobați în datorii, păi n-ai cum altfel, cu atâtea procese pe cap, n-ai cum. Și am adus avocați celebri, degeaba. Deci mi-au demonstrat că indiferent pe cine aduc, nu se poate. Acum el trebuie să plece pentru că n-avem încotro. Trebuie să scăpăm un pic de datorii. Știți, măcar o lună, două, trei. Aveți dreptate și sincer împărtășesc. Ceea ce n-am vrut. Vă împărtășesc durerea în modul cel mai direct și cel mai apropiat de această durere. Că este o durere pentru dumneavoastră. Știți de ce? Stimați telespectatori, la începutul emisiunii am spus că noi romii, cei care de 4 ani încercăm să schimbăm mentalitatea romilor noștri, dar tind să cred că am făcut o greșeală și acum recunosc public că mentalitatea majoritarilor trebuia schimbată în primul rând legată de noi și după aceea. Și virai, dar ai noștri au înțeles, dincolo nu s-a înțeles. Aceasta este părerea mea și mi-o mențin. Fiindcă spuneam de un gunoi că noi în ultima perioadă încercăm să nu mai aruncăm acel gunoi ca să-l vadă altcineva și chiar și noi și sau să stăm cu teama dacă îl vede cineva. Însă sincer, noi știm atâta gunoi aruncat de prietenii noștri majoritari sub preș, fiindcă la timpul potrivit și la un moment în care până la urmă trebuie să faci uz de lucru care îl știi, acea mizerie, eu vă spun, stimați telespectatori, că le vom aduce și noi la cunoștință, fiindcă degeaba încerc să le duc pe al meu dacă pe tine nu te pot educa. Dacă cel care îmi spui că, și nu o spun cu răutate, vă rog să mă credeți, că miros, fac tot ce-mi stă posibil să cumpăr 5 modele de săpunele, 5 geluri, 5 nu mai știu ce. Mă duc la unde văd că se duce un majoritar renumit ca nume, ca persoană, ca funcție, fac un efort și mă duc și eu la frizerul ăla. De ce? De ce nu vii la frizerul meu? Nu, că stai să spun că ajung și acolo. Fiindcă mă duc la același frizer la care s-a dus el. Toată lumea lui spune, ce frumos te-ai tuns. Așa, și... Iar pe mine când mă vede, băi, Totila, ce drept ți-ai făcut la părul ăla, bă, frate, bă, că așa. După ce că mai ai păr de o baie, ce urât te-a făcut? Păi zic, păi de ăla nu spui că... Așa. Acum și cu tine. Ei, nu pot, da. Eu tot în glumă vă spun că, sincer, mi s-a urât și mie de lucrurile acestea. Fiindcă, exemplu cel mai concludent, avem... Regele Spaniei, Don Carlos. Așa, fratele meu, Oviraiulo. Da? Dacă-ți dorești. Și iată oamenii care până la urmă, stimați telespectatori, sunt arătați cu degetul. Și acum sunt gluma de o parte. Și eu, și fratele meu Virai, cum i-am spus eu mai devreme, Don Carlos, și acești oameni, indiferent de eforturile noastre, stimați telespectatori, da. Mulți încearcă să ne găsească un nod în pap. Iată, Marius. Și vă întreb de ce oare. Ascultă aici un pic. Nu te rog. Trebuie. Deci, cum ai spus tu, că noi încercăm, nu? Noi vom încerca permanent, nu numai noi și copiii noștri și toți cei care stau pe lângă noi, pentru că dacă nici nu încercăm, chiar nu o să reușim nimic. Și știi că există o vorbă, dacă nu încerci lucrul ăla, n-ai de unde să știi dacă poți să-l realizezi. Bineînțeles. Asta nu înseamnă că, datorită la ceea ce se întâmplă, și cu dânsi și cu multe alte probleme, noi ne vom opri, noi, băi, gata de astăzi, nu mai ne apucăm de înjurat, ieșim dezbrăcați pe stradă. Vrei să facem un pariu? Nu, vorbesc foarte la modul cel mai serios. Fii atent, iau un parfum de la cineva, cu un nume bun în Giurgiu, dă-te brema ta cu el, mă dau și eu. Vrei să facem pariu că dacă mergem într-un loc public, 10-15 persoane, și pe mine mă vede cu acea persoană. Păi eu mă dau cu un parfum de 20 de ani. Păi stai un pic să vezi la ce ajung. Ba da, stă lângă tine unde practic parfumul
e mai sensibil pentru acea persoană, se strâmbă la tine. Schimbă locul, se duce lângă cealaltă persoană. Bă, nu, știi ce persoane... Să-mi dai și mie parfumul tău. Nu, parfumul tău. Persoane sunt alea, deci da, bine. Spune Mirai. Ales persoane care au cu popă la spate. Da. Da, aici ai dreptate și... Sunt oameni care pot sta de vorbă cu oameni cu greutate. Știu, nu neapărat. Știi, să eu fac o acoladă extraordinară de da. Mică și mă refer la faptul că, stimați telespectatori, și sincer, cum spune și invitata noastră din această frumoasă după amiază, și cu riscul de a-l supăra pe fratele meu, domn Carlos, dacă îmi culoșe etic. Eu mă mândesc cu faptul că sunt țigan. Fiindcă că știți de ce. Stai o secundă. Păi dacă nu te mândrești, oricum n-ai fi putut fi altceva. Da. Fiindcă, sincer, pentru mine, nu iau această sintagmă ca pe o jignire cum suntem noi în general catalogați. Mă gândesc doar că aceasta este etnia mea. Așa. Și cum a spus și Virai un pic mai devreme. Respect părinții, bunicii și tot. S-o cer pe mama mea dragă, care știu că s-o uită acum la televizor, te-ai zbactali purie. Stai puțin, s-o cer pentru... Că nu m-a făcut blond cu ochii albaștri și să-mi zică... Nu, și să-mi zică Schweizer. Tot rom erai. Păi tu, numai că atunci eram Schweizer. Dar atunci să găsea cineva să-mi zică, din alte motive, uite-te ce blond e ăsta. M-ai înțeles? Face ca și uite, mie a venit pe mine, de ce mai pus? Bravo, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mare adevăr ai zis. Deci dacă eram blond, bravo, măi, domn Carlos. Așa spunea. O codista, o vopsime. Adică ce-o are vopsime? Și mai vrei să câștigi în procese, nu? Adevărat, ai dreptate să trăiască familia, fratele, domn Carlos. Da. Mai vrei să câștigi eu procese? Păi iată că noi mai și glumim, fiindcă aceasta este emisiunea. Trebuie să credem. Nu. Apocalipsa, poate. Dacă îmi spui că vine apocalipsa, te cred. Dacă spui că câștigi eu un proces, nu. Trebuie să avem încredere că lucrurile nu vor rămâne așa. De gravă vine sfârșitul. Trebuie să avem încredere că pentru... Gândiți-vă în primul rând la copiii noștri, gândiți-vă la nepoții noștri. Dacă noi suntem lipsiți de încredere, dacă noi suntem aceia care cedăm deja lor ce le suflăm copiilor noștri. Crede-mă că nu știu în ce parte să îndrept. Peste tot. Nu, de acord e varză. Cu tine. De acord cu tine, e o situație de moment în care tu ești pus în situația respectivă și e normal să gândești așa. Și eu dacă aș fi la fel, aș gândi eu, pe mine mi-a insuflat deja starea ta, da, numai că aud ceea ce ți se întâmplă ție și mai m-am întâlnit cu soțul tău. Ca să câte lege am uitat. Uite că ne apropiem să sfârșit și nu vreau să închei cu exact ce am spus mai devreme, stimați telespectatori, cu acel gunoi. Și de-aia vă spun, gunoiul nostru al romilor, cum spune Virai, se poartă brunetul. Fără eu spun un alt argument. Aveți grijă că mulți încep să îndrăgească acel gunoi al nostru. Adică rom. Gunoiul care romii îl fac, acum, încep să-l plac. Fiindcă, cu ceva timp în urmă, sincer, eram supărat pe unele colege ali mele că fac anumite conotații fără să țină cont într-un fel sau altul că sunt reprezentantul romilor, dar ele practic doreau să spună purul adevăr, iar eu nu-l vedeam. Eu, cum și el îmi spune o anumită problemă, că sunt legal la ochi, că îmi cer familia și are dreptate. I-am dat, bine, în primul rând era și fratele meu mai mare și cum să nu-i dai etetea și mai ales lui domn Carlos. Și iată ce spune o prietenă de-a pe o pagină de socializare, că pe Facebook că nu este secret, că va fi o campanie mizerabilă, mi-a spus multă lume. Dar să pui Biblia pe capul unui copil și să-i pui părinții să jure că o să devoteze pe tine, asta este cea mai mare mizerie posibilă. Este practica unui candidat de la Giurgiu. Știe el cine, dar să știe că și noi știm, care pe strada Griviții, adică strada Griviții care este cunoscută ca Țigănia și culmea, rămân surprins să constat că, ia uite, oamenii se duc în Țigănie, iubesc Țigănia acum. Profită de sărăcia familiilor de romi. Mulțumesc, draga mea colegă, că nu ai folosit sintagma țigan și încă o dată respect deosebit bravo pentru tine și din inimă, foarte chiar te bine înțeleg. Mulțumim. Familie de romi într-o marielă care îl descalifică în această cursă electorală. Oamenii vin să ne spună nouă, iar în curând vom prezenta și dovezi. Mulțumesc încă o dată colegilor mei din media care până la urmă au această coloană vertebrală și dovedesc că comunitatea noastră de romi, mai bine zis, comunitatea de țigani, cum
Spun unii oameni care se duc și iată practică aceste lucruri care până la urmă nu fac cinste nu titulatului de om, nu fac cinste Domnului Dumnezeu ca să face asemenea lucruri. Doamne ferește. Eu nu am cuvinte să explic și încă o dată respect pentru buna mea colegă fiindcă nu a avut tăria și a avut caracterul deosebit de a spune aceste lucruri. Sunt multe lucruri care, cu riscul de a mă repeta, le-am spus și un pic mai devreme, la un moment dat le voi scoate și eu, fiindcă, sincer, să-mi spun tot timpul oamenilor noștri de Nier Roman, nu mai țineți gunoiul acolo, că e sarea scumpă, mă înțelegeți la aluzia mea, dar să supor gunoiul altora și culmea, să-l alunce tot în cârca noastră a romilor, nici jal. Păi. Că vă spun și eu vouă. Adică nu merge. Adică nu merge, a făcut traducerea din romanes-o Don Carlos. Nu mai tu. Da, numai eu, numai eu. Și Florin, fiindcă suntem spre finalul emisiunii, te rog să adesezi o rugăminte. Fiindcă acesta este cuvântul cel mai, fiindcă suntem în săptămâna luminată și nu vreau să avem răutăți, o rugăminte chiar către municipalitate, pentru a înțelege până la urmă strigătul tău. Aș ruga frumos să ne lase în pace, să ne vede de treaba noastră, ca să nu mai... Nu are rost să mai lupta asta unde vrea să ajungă, ce vrea să facă, ce vrea să demonstreze. Că dă afară niște țigani după piață sau cum, nu știu ce vrea să demonstreze. Niște romi. Romi, poftim. M-a zis domnul Virei. Vrea să dea niște romi afară după piață, ca să arate că... și mai e o chestie. Multă lume, adică multă lume, mai ales doamna care e cu magazinul, când pierde cât un proces... Râde și se înveselește, parcă cine știe ce a câștigat ea. Cu ce mână de tăi și voi? Suntem spre final și te rog. Deci eu ce le pot spune, dragilor noștri telespectatori, dragii mei, suntem aici, am fost, vom fi și suntem numai pentru voi. Da. Mulțumim. Da. Iar eu ce pot să vă spun decât fie ca bunul Dumnezeu, stimați telespectatori și oameni cu pixul în mână, să vă dea lumina bunului Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră, în primul rând, și de familiile dumneavoastră, să nu stați cu sufletul îndurerat, fiindcă luați decizii pripite. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această emisiune la TV Giurgiu, iar eu nu pot să închid decât cu vorbele bunului tată al meu. Lași și tu, Marireat, ai de dreptul meu de Budbach, hai busa stimos. La revedere! La revedere!